Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă invit astăzi să urmăriți o ediție specială, zic eu, și asta pentru că aducem în atenția dumneavoastră șahul, sportul minții. Pentru asta am alături doi invitați, deosebit de talentați, împătimiți ai acestui sport. Este vorba despre Cristache Toculeț, președintele clubului de șah, noul regat din Pitești, și președinte al Comisiei de Presă și Comunicare al FR Șah. De asemenea, în studioul nostru se află și Mircea Pârligras. Este binecunoscutul șahist, care are foarte multe rezultate bune și care nu se mai lasă de șah de când a început. Se pare că ați îmbrățișat acest sport cu tot dragul și ne veți aduce de fiecare dată rezultate bune, da? Și ne veți reprezenta cu cinste atât în țară cât și în afara ei. Bună ziua! Da, normal. Îmi place de fiecare dată să reprezint România, să aduc rezultate bune în șah. Și sunt încântat să fiu aici în emisiune cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Sunteți pentru prima dată la Câmpul Lung. Ne faceți această onoare, am înțeles. Am mai fost când eram foarte mic la Câmpul în Lung. Vizită. În vizită, dar și cum îl găsiți acum după atâția ani? Nu mai amintesc nimic de atunci. Erați atât de mic sau s-a transformat atât de mult orașul? Eram la școală, nu mai știu. Trecere sau era o competiție? Cred că se mai organizau atunci. Nu mai amintesc. Știu că am fost într-o excursie, probabil. Într-o excursie, da, timp de o zi. Prea puțin ca să descoperiți orașul nostru. Are multe de oferit. În ciuda a ceea ce se vede astăzi, dar cu siguranță are multe de oferit. Domnul Cristache Toculeț este cunoscut la noi în Câmpul Lung, este câmpul lungean și cu atât mai mult ne face cinste, deși locuiește la Pitești și acolo are și un club de șah. Cu ceva ani în urmă se ocupa aici de copiii care voiau să învețe tainele acestui sport. V-ați despărțit greu de Câmpul Lung? Nu pot să spun că m-am despărțit de Câmpul Lung, nu o să mă pot despărți niciodată, având în vedere că sunt născut aici. O parte dintre amintirile mele au rămas aici, chiar dacă am plecat de mic copil, însă am încercat să revin cu niște idei bune pentru a promova sportul minții în rândul copiilor câmpul lungeni. Am și reușit acest lucru, chiar prin obținerea unor rezultate. Într-adevăr, 4 ani am reușit să pregătesc niște grupe de copii aici în municipiul Câmpul Lung. Din păcate, odată cu instaurarea stării de urgență și ulterior de alertă, s-au schimbat lucrurile și am încetat temporar această activitate. Sperăm să o reluăm. Deocamdată ne-am focusat pe municipiul Pitești și acolo avem cei mai mulți, baza este acolo, pentru că este și un oraș mai mare, însă copii talentați sunt în tot județul. Și de aceea suntem prezenți la dumneavoastră în emisiune, să popularizăm, să audă toți telespectatorii dumneavoastră despre acest sport minunat și sunt convins că în tot județul sunt copii inteligenți, așa cum am spus, chiar și în curtea de argi, și îi rugăm pe părinți în special să îndrume copiii către sportul minții, pentru că are o serie de beneficii. Vom vorbi despre aceste beneficii pe parcursul emisiunii, să înțeleagă atât părinții cât și copiii de ce ar trebui să joace șah. Până la urmă este și un joc, dar este și un sport al minții, așa cum ați spus. În copilăria mea îl luam ca pe un joc și chiar a fost benefic, era distractiv. Aș vrea să-mi spuneți, înainte de a ajunge să pregătiți copiii, cum a început pentru dumneavoastră acest frumos drum? Când ați jucat pentru prima dată șah și ce v-a determinat să rămâneți așa cu tot sufletul? Șahul a fost prima mea dragoste, chiar îi mai spuneam. La ce vârstă? Undeva la 6 ani și jumătate am luat contact cu piesele de șah. La mine în familie se juca șah, erau 4 frați, tata mai avea încă 3 frați și jucau chiar până aproape de miezul nopții și observam, stând pe lângă ei, am învățat. Ulterior am reușit să merg la un club de șah, care era atunci în orașul Câmpul Lung. Între timp s-a desființat odată cu dispariția uzinei Aro, dar asta e altă discuție. A fost nevoit să-mi continui cursurile în alt oraș
să mă pregătesc. Am devenit la un moment dat și autodidact, pentru că era nevoie și de studiul individual, foarte important în pregătirea șahistă. Și până la urmă, trebuie să fiu sincer, părinții mei nu au fost de acord să continui o carieră în șah. În acea perioadă nu era prevăzută în nomenclatorul de meserii cea de sportiv, mai ales de șahist, și atunci am fost nevoit să urmez, sfatul părinților până la urmă. Evident, nu regret și nu e niciun fel de problemă să urmez facultatea și celelalte studii pe care le am. Însă tot m-am întors la prima mea dragoste, cu o mică pauză, evident. După cât timp? Am avut o pauză undeva la vreo 5 ani, 6 ani. Dar nu care se uită. Nu se uită, evident, și am progresat după aceea, dar nu n-am reușit să îi mai prind pe ceilalți șahiști care erau de vârsta mea. Unii dintre ei au ajuns și mari maestri internaționali. E foarte greu să ai o asemenea mică pauză, să zicem, e foarte, foarte dificil să reiei și să recuperezi pregătirea practic pierdută. Sau, mă rog, neefectuată. Și atunci am încercat să mă dedic pentru promovarea șahului, pentru inițierea celor mici și organizarea de turnee. Și sper că am reușit acest lucru. Evident, am invitat în județul nostru mari personalități ale șahului, inclusiv pe marea maestră internațională Elisabeta Polihronia, de cunoscută și regina șahului românesc. Astăzi îl avem aici lângă noi și pe marele maestru internațional Mircea Pârligras. Repet, un titlu de mare maestru internațional este extrem de dificil de obținut. Această distinție internațională vine după o muncă fabuloasă. Însă cert este că prin puterea exemplului, și Mircea o să ne povestească mai multe lucruri legat de acest subiect, prin puterea exemplului arătăm că și aici în Argeș putem. Și odată ce avem, și el mi-a promis chiar când veneam la dumneavoastră că trebuie să mai apară măcar un maestru internațional, dacă nu un mare maestru internațional, și în special la feminin. La feminin, dacă reușim să unde cred eu, fiind mai puține fetele, nu am stat să aprofundez un studiu legat de chestia asta, de ce sunt mai puține fete șahiste comparativ cu nouă răbdare. Petițiile masculine. Nu-i așa? Nu trebuie să analizăm acum, să tragem concluzii, pentru că și alții se ocupă de acest. Important este că ar fi foarte frumos să, chiar fiica mea cea mare a obținut câteva rezultate și aș vrea să meargă mai să departe. Să fie poate una dintre. Da. Sau de ce nu din spate? Am avut și competiții la Pitești, a fost premiat și Mircea de către domnul primar al municipiului cu o diplomă de excelență, adică începem să fim recunoscuți și asta este un mare lucru. Corect. Și ar trebui să se întâmple, să se întâmple mult mai des. Avem printre noi valori pe care trebuie să le respectăm atâta timp cât sunt în viață și sunt aici și pot veni să ne împărtășească niște experiențe, cum este și Mircea, nu vreau eu să las pe el să vorbească. Da, o să ne vorbesc, eu sunt curioasă. Sau cum era doamna Polihroniade, a fost pentru noi o onoare și o mândrie să vină. A venit de 5 ori la noi în Argeș, ne povestea, dumneavoastră a fost la 17 olimpiade, bine, la 7 sau la 8 a fost ca arbitru internațional, dar la celelalte 9 sau 10 ca jucătoare, cum este și Mircea. Și cel mai important lucru este că este argeșan, de-i noștri, și ne ajută în viitor să putem să, astfel încât copiii care sunt la ora actuală și practică șahul, sunt la cluburi, să nu mai depună asemenea eforturi și sacrificii pe care le-a făcut Mircea. Ne punem în slujba acestui deziderat și copiii să aibă totuși un viitor mai bun, mai lejer, să nu facă eforturi pe trenuri prin frig și nu vrem să ne mai amintim. Este greu. Foarte greu. A fost un drum greu? Da, a fost un drum greu. Am început de mic să joc șah. M-au învățat părinții pe la tatăl meu. M-au învățat pe mine și pe fratele meu la 4 ani. Ulterior am ajuns la clubul sportiv școlar Viitorul Pitești. Deci am început să joc acolo la club, am început să joc cu alți copii și mi-a prins foarte bine. Au început și competițiile de juniori, semifinale, finale naționale. Mai târziu am prins și
medalii, dar la junior nu am reușit niciodată să iau medalia de aur. Am luat multe medalii, am tot ratat. Era cel care vă lua? Diferiți. Cred că era în primul rând de mine, că nu reușeam să câștig spre final, ultima rundă, ultimele două runde. Decisive de altfel. Decisive. Acolo se decid concursurile. Mi-amintesc la un moment dat că a fost o finală, am bătut toți contracandidații și la sfârșit am dat-o pe remiză, mai trebuia să câștig. Și ultimele patru partide sau ceva nu mai reușeam să câștig și până la urmă tot m-au trecut. Dar ce se întâmplă? Acum întreb din punct de vedere al jocului. Există matematic scheme pe care trebuie să le aplicați, mutări care trebuie făcute într-un anumit fel, ca altfel se pierde? Sau ce se întâmplă dacă ajungeți acolo în punctul final și depindeți de una, două mișcări, mutări? Ce se întâmplă? Deci e foarte mult. E pregătire... Este o pregătire intensă. Mult din pregătire se alocă deschiderilor, cum încep partida, dar sunt ulterior, după deschidere, trebuie să știi cum să-ți așezi piesele, ce plan de joc să-ți faci. La un moment dat e treaba și de inspirație, că nu-ți dai seama exact dintre două, trei mutări candidat ce să alegi și trebuie. Contează care este prima mutare? Aveți plan întotdeauna pentru prima mutare? Pentru prima mutare am plan, dar ulterior... Știe și contracandidatul dacă ați făcut o anumită mutare, ce urmează? Are jocul poate, în cap? Vă știe? Poate să se aștepte, dar nu e mare lucru să știi prima mutare. Adică la prima mutare știu și eu, știe și adversarul, dar se ajunge după mutarea 20, după mutarea 30, se poate ajunge în criză de timp, deci când ambii jucători au mai puțin timp și atunci trebuie să luate deciziile mai repede. Există limită de timp? Există, bineînțeles. Se joacă întotdeauna cu ceas și există limite de timp. De exemplu, la șah clasic, de obicei se joacă o oră jumătate cu 30 de secunde de fiecare mutare și uneori după 40 de mutări se mai dă timp adițional. Șahul rapid este 15 minute cu 10 secunde sau depinde. Și blitzul e 5 minute sau 3 minute cu 2 secunde. Blitzul la care spuneați dumneavoastră că se pricepe foarte bine. Evident, vă rog să ne spuneți, nu trecem peste, nimic nu trece aici etalat. Ce înseamnă blitz acesta? Cum este? Blitzul se joacă, e cel mai rapid. Se joacă la timp scurt de gândire și... Sub 5 minute, de regulă. La finala națională câștigată, au fost 3-2, da. Anul trecut am câștigat campionatul național de blitz. Eu de altfel n-am prea participat la campionatele acestea de blitz, de șah rapid, dar anul trecut am participat, cred, pentru prima dată după mult timp și am și câștigat blitz. Era să câștig și rapidul, trebuia să câștig ultima partidă contra marelui maestru internațional Gianu, dar... eram câștigat și nu am... S-a terminat remiza, am jucat o partidă foarte frumoasă, am sacrificat, dar probabil emoționat, că nu... simțeam că dacă îl bat o să iau titlul la rapid. Bun, și după aceea... A doua zi am reușit să câștig campionatul național de blitz, deși am făcut o remiză în prima rundă cu un jucător, un junior... Am făcut remiză, eram și acolo câștigat, am făcut remiză și am avut partide mai ușoare după aceea, dar coeficientul meu de departajare cu o remiză în prima rundă nu era prea bun și chiar pe final mă gândeam doar să iau o medalie. La sfârșit mi-am câștigat ultima rundă, am avut o surpriză că... A fost cumva și o compensare, că la alte turnee te-ai trezit pe locul 2 sau 3 și meritai locul 1, cum povesteai și din vremea junioratului. Nu mai credea la început, când ai văzut remiza, ai zis că nu este în formă, dar totuși un jucător experimentat se mobilizează, se concentrează ridica. Și încă o dată ce este corect și jucătorul bun este și norocos până la urmă. Da, nu se poate să fii ghinionist așa la nesfârșit, nu. Și nu trebuie, Mircea, nu cu experiența pe care o are, sunt convins că îmi dă dreptate și eu știu, evident, la nivelul mai mult de ELO sub 2000, unde
am participat la cele mai multe turnee, dar am văzut că și acolo se joacă un șah de calitate, inclusiv la final erau jucători sub 2000 de puncte elo, care într-adevăr puneau probleme și unui maestru internațional. Șahul, piesele sunt egale la începutul. Deci, cum spunea cineva, egalitate există doar în matematică și în șah la începutul partidei. Atât. Da, după aceea nu mai este. Chiar dacă la prima mutare, că vorbeați dumneavoastră, la prima mutare sunt 400 de variante. La prima mutare. Posibile. Deci la alb, mutare însemnând și la alb și la negru. Care crește prin progresie, astfel încât la 5-a mutare deja sunt 518 miliarde de variante. Vă dați seama că un șahist, deci este demonstrat științific ceea ce punem în discuție aici, un șahist elimină câteva miliarde de variante într-o secundă, care sunt slabe și practic nu le ia în calcul. Și nu neapărat mare maestru, deja au început și cei care practică șahul. E, nu degeaba este recunoscut ca sportul minții sau gimnastica minții. Foarte frumos, noi chiar îl iubim și nu numai noi, sunt mii, mii de copii și seniori care la noi în țară deja încercăm să ajungem la 20.000 de copii legitimați. Din acest punct de vedere ne-a ajutat un pic și pandemia, da. Dar mai discutăm despre acest lucru. Eu zic că totul este spre bine și când ai un asemenea mijloc sănătos de recreere și întrecere, în special pentru copii, evident că ei ajung la un moment dat în care în clasa 7-a, 8-a încep să aleagă. Este bine până atunci să dobândească cât mai multe abilități, să aibă de unde alege și în momentul când nu le mai poate îmbina și alege o carieră, să ia cele mai bune decizii. Pentru că viitorul nostru este incert, suntem amenințați de robotică, de mijloacele automatizate și atunci și eu ca părinte până la urmă trebuie să știm ce abilități punem în brațele copiilor, astfel încât ei în viitor să ia deciziile cele mai bune. Acest lucru se face prin muncă, iar prin muncă, corectitudine, atenție și acest șahul face ca acest lucru să fie mult mai ușor. Se ia decizii sub presiunea timpului de multe ori, până la urmă viața noastră este o decizie, tot timpul luăm decizii. De a ce alege să mănânci la micul dejun sau de a-ți alege un job sau de a schimba jobul. Toată viața este o decizie, o alegere. Exact. Se poate face o carieră din șah și chiar și să-ți susții familia? Sunt și venituri în acest domeniu? Sau rămâne doar la a practica un sport din pasiune? Dacă pot să îmi exprim eu punctul de vedere un minut, după care Mircea, care evident este mult mai sus cotat ca mine, din punct de vedere șahist, într-adevăr, depinde unde te ierarhizezi, unde te situezi pe scara mondială a șahului până la urmă sau națională, dar să știți că acum fiind regăsindu-se în nomenclatorul de meserie ca și cea de arbitru sau jucător, se pot încheia contracte unde un șahist poate primi o remunerație destul de consistentă, să zic eu, sau mulțumitoare. Acum depinde, unii nu sunt mulțumiți nici cu 3.000 de euro, alții nici cu 5.000, alții sunt mulțumiți cu 1.000, dar pe lângă asta poți să mai faci și altceva, nu poți să stai numai de șah. Toți mari maestri sau mare procent au avut și alte profesii, cercetătorii, chimiști, fizicieni, medici, compozitori și așa mai departe. Acest deci, sport permite celui care îl practică să aibă și altă ocupație, de unde să vină încă un ban în plus. Astfel că se poate face carieră din șah. Să nu-i speriem pe tineri. Păi Magnus Carlsen, de exemplu, nu cred că mai profesează și altceva, dar fiind campion mondial, deja a depășit 100 de milioane de euro în cont. Nu-i mai trebuie altă ocupație. Evident, că pierde de ce timpul? Te-ai mai dus să predai geografie, dacă el este profesor exact. De geografie, că i-a plăcut lui geografia. Ok, aici sunt, v-am zis, dar ca la orice activitate, dacă ești foarte bun, evident că vei fi recunoscut și remunerat pe măsură. În cadrul unui mare maestru, cum stau lucrurile din punct de vedere financiar? Deci, mi se pare, șahul e o profesie, poate fi și o profesie de sine stătătoare, adică îți ia la un moment dat, îți ia foarte mult timp să te ocupi de șah. Ca profesionist, într-adevăr, părerea mea, poți să joci până la o anumită vârstă, mult mai mult ca la fotbal, dar
să zic, până pe la un 50 de ani, așa, poți să fii foarte competitiv, deși acum tinerii au succes mare. Mi se pare, eu la un moment dat, eu am continuat și cu studiile, deci am făcut și facultate, am făcut finanțe bănci în Pitești, chiar am intrat primul la facultate, am prins și bursă un an de zile. Bun, se poate. Eram bun, când eram în școala generală, eram bun și la matematică, participam la olimpiadă, dar la un moment dat m-am axat mai mult pe șah, pentru că mi-a plăcut cel mai mult șahul. Și acum, ca profesionist, depinde cât ești de competitiv. Acum mi se pare că sunt multe concursuri, sunt multe oportunități din jucat șah, dar și activități legate de șah, deci ca antrenori. Putem aminti aici, scuză-mă, Superbet Chess Grand Tour, abia încheiat recent la București, unde au fost 400.000 de euro premii puse în joc. Fond de premiere, iată, fabulos, adică da. Sunt foarte ultimul loc a obținut 10.400 de euro. O motivație destul de bună, adică, din vedere material. 10 zile, 9 runde au fost, cu zi pauză. Evident, ca să ajungi acolo, trebuie să ai, să acumulezi niște puncte elo și o distinție, cum spunea și Mircea. Deci a fost ok. Acum în Polonia, la Varșovia, la fel s-a încheiat. Urmează la Zagreb, în Croația, da. Circuitul Chess Grand Tour, un turneu important. Prima etapă a fost la noi, la București. Și am avut și noi un român care chiar a terminat undeva în primii 6 și au intrat vreo 50.000 de euro în cont. Adică, eforturile au fost răsplătite. Da. Cam adică, cât timp trebuie să te pregătești pentru a participa la o astfel de competiție? Aici poate trebuie să ne spună Mircea mai mult. Da. Trebuie să te pregătești, mare maestru. Tot timpul trebuie să fii pregătit. Ce înseamnă? În ce constă pregătirea asta, concret? Ce face un sportiv? Deci trebuie să pregătite toate aspectele. În primul rând șahul, pentru că despre asta e vorba. Pregătire teoretică, pregătire la adversar, pregătire în jocul de mijloc, în finaluri. Deci toate aspectele analizezi. Îți analizezi partidele, vezi practic unde sunt meciuri amicale, să le zicem așa, ca în fotbal. Poți să faci, sigur, se pot face și meciuri de antrenament, dar trebuie și partide oficiale, pentru că una e un meci de antrenament și alta e un meci oficial, când e altă presiune, altă atmosferă. Dar, bineînțeles, trebuie și alte factori, cum e condiție fizică, să nu uităm, ca să poți să joci, pentru că partidele sunt dificile, uneori ajung la 5-6 ore o partidă. Dacă punem aici pregătirea înainte de partidă, te uiți la adversar, poți să te mai pregătești lejer 3-4 ore și înainte de partidă. Nu recomand mai bine 2-3 ore ca să mai ai energie pentru partidă. De multe ori și după partidă, mie mi se întâmplă, mintea lucrează în continuare și tot mă gândesc la partidă, ce momente am ratat, unde puteam să fac mai bine. Deci, cumva, gândiți-vă, dacă durează 6 ore partida, 3 ore pregătirea, mai merge mintea și după aceea o oră, două la partidă, se cam duce. O zi întreagă aproape. O zi întreagă și asta doar pentru o partidă. Sunt unele concursuri unde sunt runde duble, deci se joacă două partide într-o zi. Atunci pregătirea pentru partidă se rezumă mult mai puțin, deci jumătate de oră, o oră, depinde cât mai prins, dar partida în continuare poate să dureze mult. Am avut concursuri din acestea cu rundă dublă, de exemplu am jucat mai de mult un Open în Abu Dhabi, în Emirate, și au fost două zile cu rundă dublă. Vă imaginați, am pierdut ambele runde duble. Deci toate partidele din runde, în rest mi-a mers bine în concurs, dar rundele duble am pierdut de dimineață, după aceea am fost ambiționat să revin, am pierdut și după amiază. Următoarea rundă dublă la fel. După aceea însă am jucat un concurs în Serbia, un concurs pe echipe, și tot așa, au fost două zile cu rundă dublă, am câștigat. Deci am tras niște concluzii. Dar poate fi foarte, foarte obositor și pregătirea este pregătirea înainte de partidă, dar cea mai bună e pregătirea generală, deci când te pregătești de acasă, îți faci planul înainte, îți faci planul pentru concursuri, ce deschideri să joci, cum să abordezi partidele,
la un moment dat, dacă să iei niște decizii mai practice sau să cauți cea mai bună mutare, dar ia mai mult timp. Cum îți manageriezi timpul, de asemenea, e foarte important, pentru că la un moment dat, chiar dacă stai bine, dar dacă nu mai ai timp, o să greșești și e cel mai neplăcut să greșești pe final. Este important și la șah, acele cantonamente, dinaintea unui turneu foarte important, dacă un șahist reușește să aibă un staff și niște secundanți serioși și puternici, îl va ajuta foarte mult. Și noi urmărim chiar de la nivel de juniori dezvoltarea calităților motrice, în afară de cele cognitive pe care le oferă șahul, evident, dezvoltarea calităților motrice. Cum spunea Mircea, la o partidă de șah oficială, există și dovezi științifice în acest sens, se consumă la fel de multă energie ca la un meci de fotbal sau de box. Și eu am reușit să joc o partidă de 5 ore, foarte obositoare, deci te poți ridica de la masă, dar corpul uman are de suferit atunci și evident că la un moment dat, dacă jucătorii sunt egali și ajung după 4-5 ore de joc, cel care are și condiție fizică și menține starea de concentrare asupra partidei, are de câștigat. Este cumva, are un mic avantaj sau poate avantaj suficient. Și pe de altă parte, legat de pregătirea adversar, acolo într-adevăr faci și pregătirea adversar până la un anumit punct, da? Mutarea 20, vezi ce joacă, deschiderea, poate nu te simți ca pește în apă, cum spunea un fost campion mondial, și atunci eviți acea variantă, dacă nu te simți bine în ea și zici, bă, nu stau bine aici, la un moment dat. Și atunci încerci să îl aduci pe adversar undeva pe un făgaș unde să vă fie tu mai ești ușor, un pic superior, sau îți place acea poziție, e jucabilă și ai șanse. Dacă și adversarul este foarte bine pregătit, partida, evident, se încheie remiză. Da, este o luptă mai grea. Studiați înainte... Cu cantonamentele, vreau să vă spun, am făcut anul acesta deja un cantonament cu federația, deci cu echipa olimpică. Ne pregătim pentru olimpiadă și o să mai urmeze un cantonament chiar înainte de olimpiadă. S-a făcut la Snacov. Olimpiada când? Olimpiada este... o să fie în iulie-august, sfârșitul lui iulie, începutul lui august. Și vă pregătiți intens pentru asta. Da, deci să se fac și cantonamente. Pentru telespectatorii dumneavoastră, care nu cred că știu toți, la șah există o olimpiadă separată față de cea de jocurile olimpice. Da. Olimpiada de șah, se fac demersuri de către Comitetul Olimpic să devină în cadrul, să se desfășoare în cadrul jocurilor olimpice de vară și șahul. Sperăm că a fost acum la Tokyo, urmează să se facă demersuri, așa cum v-am spus, și să vedem și acolo tot la fel un campion olimpic exact ca ceilalți de la celelalte sporturi recunoscute, da. Mă rog, pe plan internațional olimpic. Asta nu înseamnă că recunoașterea unui șahist nu este similară. Este mai bine văzut în afară șahul decât la noi în țară? Mai bine, mai apreciat, mai... Cum stau lucrurile? Pus așa să... Depinde și, de la țară la țară. Și la noi, mi cred se pare că... că la noi... Merg lucrurile destul de bine. Da, se fac progrese cu promovarea șahului. Da. Dintr-o declarație a președintelui FR de șah, Vlad Ardeleanu, a reieșit că, da, într-adevăr, după fotbal și basket, Federația de șah are foarte, foarte mulți legitimați, cum spunea și dumneavoastră, peste 20.000. Adică putem spune chiar că sunteți pe locul 3. Locul 3, da, statistic vorbind, nu am ajuns la 20.000, mai avem un pic. Se fac, ne-a ajutat, să zic, din fericire, din nefericire, nu știu cum să spun, să fie corect. Pandemia nu și-a dorit nimeni, evident, dar o parte dintre copii și chiar dintre seniori, neavând alte activități la îndemână, au ales să mai joace șah online. Să se mai pregătească și au mai amintit ei variate. Unii s-au reactivat, s-au relegitimat, să zicem așa, la cluburi și dintr-o dată am sesizat o avalanșă de legitimări sau relegitimări, ceea ce e un lucru bun pentru noi ca federație. Încercăm, este foarte greu să depășim fotbalul, pentru că este sportul rege. Dar noi poate contează foarte mult și rezultatele. Că nu numai numărul sportivilor este important, da? Eu cred că și rezultatele acestora sunt importante pentru a face un clasament corect.
că putem fi mii, dar să nu avem rezultate și randament, da? Și putem fi doar câteva sute, dar rezultatele să fie foarte bune. Ar fi fost, sperăm asta? Să vină Mircea încă. Deci are... speranța este la dumneavoastră. Și la, mai avem câțiva jucători foarte buni, români, și sperăm, dacă ar fi câștigat, de exemplu, Super Chess Grand Tour acum la București un român, cum a fost anul trecut când a participat Bogdan Deac și deja plecase din pole position, așa cum ne spune nou, cum ne place să spunem, deja toate televiziunile naționale și presa au mediatizat un asemenea rezultat răsunător, ceea ce evident a crescut și gradul de atenție al spectatorilor, cititorilor de rând, al până la al oamenilor și părinți copii, aici vorbesc. Vă dați seama, când a câștigat Simona Halep și a ajuns numărul 1 mondial, mă uitam așa, am văzut o statistică, câți părinți au dat numele copiilor născute, fetelor născute, Simona. Da. Deci, adică o chestie... Și câți părinți și-au îndreptat copiii către tenis. Și către tenis, evident, evident, așa este. Așteptăm și noi, avem rezultate foarte bune, am avut la nivel de juniori două titluri foarte bune în ultimii ani de campion mondial și la masculin și la feminin, vicecampion mondial, așteptăm și la seniori să avem în primii 10. Așteptăm, atunci dacă ar fi primii 10 un mare maestru român, ne-ar fi de mare folos. Am mai avut cu ceva ani în urmă, vorba de Florin Gheorghiu, și se apropie. Acum e diferența foarte mică acolo. Depinde, trebuie să ai și un pic de noroc și să se alinieze niște planete, să zicem așa, ca în orice sport. Dacă cât te-ai strădui, poți să ai și talent, să muncești, dar trebuie și un pic de noroc. Sau puțin ghinion pentru adversar. Se poate spune în șah, în sporturile individuale, dacă ai tu noroc, adversarul are ghinion. Precis. Sau invers, dacă ai tu ghinion, așteptăm și rezultate bune cu echipa națională, echipa olimpică a României. O să avem acum olimpiada în Chennai, în India, și să sperăm că o să obținem un rezultat foarte bun. În ultima vreme, cel mai bun rezultat la olimpiada a fost locul 8, la olimpiada din Istanbul. Dar să vedem acum. De ce nu? Chiar se nu putea, mai se putea. Au fost olimpiade, da, corect. Foarte frumos. Revenind la ceea ce dumneavoastră ați făcut, putem spune că ați participat la numeroase competiții, la 23 de finale naționale ca junior și senior. Spuneați mai devreme, vorbeați despre competițiile acestea, atât ca individual cât și pe echipe. De asemenea, ați participat la 20 de turnee internaționale, două campionate mondiale și un campionat european de șah clasic. În ce perioadă s-au întâmplat toate aceste competiții și cu ce experiență ați venit de acolo pentru a împărtăși mai departe și pentru a poate trage concluzii ca la următoarele să fiți și mai bine pregătiți și rezultatele să fie și mai bune? Am reluat activitatea începând cu anul 2005, unde am început să joc, am relegitimat, să zic, din nou, și am, ca amator, evident, nu mai puteam să ajung foarte rapid, nici măcar după acea pauză. Evident. Și atunci am văzut că nu se mai poate recupera terenul pierdut și am jucat la nivel de amatori, undeva la 2000 de puncte ELO. Așa cum v-am spus, punctajul ELO este cel care ierarhizează șahiștii în clasamentul mondial. De exemplu, Mircea a reușit să treacă de 2600 de puncte ELO, ceea ce, repet, e un lucru de la 2000 la 2600 de puncte. Astea sunt e mare extreme, diferența, deși extreme, pentru noi mare. Nu pare. 600 de lei, noi avem tendința să ne gândim la de puncte, da, 600 de lei, nu e, dar este o muncă titanică aici și chiar de aici începe greul, să zic, adică până la 2000. Cum se acordă aceste puncte? Să înțelegem și noi, cum ajungem la cele 2000, de exemplu? Cum ați ajuns? Prin participarea la turnee. Deci noi pleacă un junior, să zic, sau un sportiv care se legitimează, pleacă de la 1000 de puncte. Acela este startul. Startul, da, de la 1000 și 1000 de puncte le acumulezi prin participare la turnee și, evident, să obții și rezultate foarte bune, să învingi adversari care deja au puncte ELO. De exemplu, dacă învingi un adversar care are 2000 de puncte ELO, deja tu poți să treci, să iei la un turneu și 200 de puncte, 300 de puncte. Depinde. Cam zgârciți. Așa puțin se dau pentru... Băi, vă dați seama că să ajungi la 2000 de puncte, ori ești foarte bun, dar ca să devii un șahist foarte bun,
trebuie să ai totuși niște turnee, că altfel nu ai de unde să capeți experiența asta, pentru că experiența nu se poate învăța dintr-o carte sau dintr-o revistă, și atunci tot prin participare. Iar atunci sunt emoții, intervin alți factori care nu pot să-ți dozezi foarte bine aceste elemente, să zic, în turneu, și nu poți să faci 9 puncte din 9. Atunci dacă joci 3 turnee și faci 9 din 9, e ok, ajungi la 2000. Dar asta este foarte greu. Da. Să nu zic muncite imposibil. Punctele foarte muncite, foarte muncite. Nu mai zic după 2000 încolo că să iei 5 puncte elo la un turneu sau 10, 20 deja. Deja e mult mai greu. După 2500 treaptă... nu mai stăm de vorbă. Da. Să iei 3 puncte. Doamne, credem că doar banii se obțin greu. Iată, și aceste puncte se obțin și mai greu, evident, decât punctele banii. Punctele astea ți aduc și bani și niște avantaje, da, evident. 3 atunci... puncte la nivel de peste 2700 ți intră și 30.000. Da. Cu greu, dar merită. Ați fost și organizator a peste 60 de turnee. În Pitești, în București, Băineasa, Bran, Câmpul Lung chiar. Cum este să treceți de la concurent la organizator de competiții? Bănuiesc că altfel trăiți momentele. Da, e o mică diferență, dar am căpătat această experiență, am dobândit-o în urma participării mele la multe turnee. Am văzut aici în județul Argeș și eram deficitari pe această latură. Toți șahiști erau nevoiți să joace ba la Iași, la Constanța, la Timișoara și în alte orașe, ceea ce necesita, evident, și cheltuieli mult mai mari cu deplasare, cazare, masă și așa mai departe. Și am hotărât să ne axăm pe organizarea de turnee aici la noi. Am organizat foarte multe, inclusiv finale naționale, finale la campionatul național pe echipe mixte Elisabeta, polihronia de șah școlar, cum era fazele finale pe județ, și câteva campionate internaționale, niște turnee internaționale, fapt care a condus la creșterea valorică a sportivilor noștri argeșeni, mă refer aici în special la juniori, pentru că ei au jucat acasă, jucau runda, mergeau acasă, e altceva. Dacă ești gazdă, e mult mai ușor, te simți mult mai bine. Puținii, sau mă rog, nu sunt mulți care înțeleg aspectul acesta. Alții se simt bine și joacă bine și deplasare. Dar v-am și spus, deplasare nu știi ce, în loc ești cazat, dar nu ai perna ta de acasă, sunt tot felul de persoane, le-am văzut și nu, dacă nu se întrunesc toate elementele astea ca să atingi punctul maxim, evident că nici randamentul nu va fi maxim. Și atunci fiecare, când dormi pe perna ta, ai tu tabietul tău, ai toaleta ta, sunt foarte multe chestii și dedesubturi aici pe care doar în șac se întâmplă acest lucru, sunt toate sporturile se întâmplă chestia asta. Evident că toți sunt oameni, indiferent ce, eu așa văd lucrurile, dar dacă rămânem doar la așa, sunt și aceste situații. Știu, la finale s-a apucat seara, unii să mai stea de vorbă seara acolo, să cu muzica de la televizor mai tare și te deranjează, nu poți să te odihnești, te duci până vine de la hotel, recepționerul, paznicul, security, să face 12 euro noaptea, să lăbărește situația până la urmă, să liniștesc apele, te duci la, da, la ora 1. Da, câteva ore de odihnă sau de meditație, de pregătire s-au pierdut. Da, mă rog, de odihnă, trebuie și odihnă, fără odihnă, asta e un punct... Este nevoie important de multă odihnă. Sigur că da, nu poți să te duci la rundă să te ia somnul ca zi cu capul trebuie între piese. Trebuie să fie mintea foarte limpede și foarte bine antrenată. Nu degeaba îi se spune sportul minții. Tot din informațiile pe care le dețin, pot spune că ați participat cu sportivii pe care îi antrenați la peste 100 de turnee în competiții individuale, dar și pe echipe. În urma cărora ați reușit în premieră să promovați în Liga A, în Divizia A, da, a României. Da, da, da. Am promovat în divizia A cu o echipă în premieră pentru județul Argeș, n-a jucat niciodată acolo, la senior vorbesc. Mircea acum este la un club care a promovat deja în Superliga, unde este o competiție cea mai importantă. Întotdeauna cu un pas înainte. Un pas înainte, pentru că 1-2. Este chiar 2 acum deja, e profesionist. Eu nu mă pot considera profesionist, chiar dacă unele lucruri, cum spunea și el, bă, tu chiar le faci foarte bine, cineva trebuie să facă și chestiile astea. Uite, inclusiv lucrați activitatea asta. Lucrați ca un profesionist, asta, dar nu sunteți profesionist, spuneți aici. Da, în șah nu, șahul nu se rezumă doar la a juca, a muta piesele. Implică
de la organizarea competițiilor, inițierea în șah. Îmi pare că nu avem aici o tablă de șah. Data viitoare. Și așa mai departe. Sunt foarte multe, inclusiv de mediatizare. Pentru că, evident, ca să joci la o competiție la județul Argeș, din 20 de participanți, a ieșit un jucător care e campion. El merge la final la pe țară. Dar dacă erau 200 de participanți, avea o mult mai mare forță de joc. Și legat de chestia asta, acum, cel mai important lucru este că am fost anul acesta pentru juniori. Noi, Clubul de Șah, nou regat Pitese, focusează pe juniori în mod mai serios. Am fost la Covasna la finala pe echipe mixte, care s-a desfășurat la sfârșitul lunii martie. Am fost cu 5 echipe de la noi la club și din județul Argeș s-au mai fost încă 2 echipe de la Clubul de Șah Alfil Pitești. În Pitești sunt 2 cluburi de șah, așa cum v-am spus, unde toți cei care de la orice vârstă pot practica șahul, să aleagă, inclusiv pentru copii, evident, avem și Palatul Copiilor. Ar fi bine ca și în Câmpul Lung, și în Curtea de Argeș, orașe foarte mari, nu mai zic și Topoloveni, și Costești, la Mioveni de asemenea există un club și o secție de șah unde copiii pot merge, au această oportunitate. A trebuit tras un semnal de alarmă, să ne mai aplicăm un pic asupra beneficiilor șahului și atunci autoritățile ar trebui să se implice un pic mai mult. Mie cel puțin mi se pare, nu vreau să fiu răutăcios sau să dau o tentă greșită discuției noastre, dar iată că la Pitești lucrurile merg bine spre foarte bine. Dacă am fost cu 7 echipe la finala pe țară, cei mai mulți am fost. 7 echipe, într-o echipă sunt 4 copii, 3 băieți și o fată, pot fi și 2 fete și 2 băieți. Deci 4 la masă, 7 ori 4, 28 de copii din Argeș au fost la finala pe țară. Acest an urmează din nou în toamnă, avem și alte competiții. Colaborăm foarte bine și autoritățile s-au implicat. Acesta este un lucru bun. Și atunci când, eu țin minte, când mergeau, veneau de la Câmpul Lung sau de la Curtea de Argeș la finala pe județ. Mamă, jucăm cu aia de la Pitești, ce bine joacă. E, din nou s-a creat ceea ce nu era adevărat. Orice copil, cum spunea, cum ești, orice soldat are în raniță bagheta de mareșal, orice copil are în buzunar, să zicem, medalia de aur la un campion național. E foarte greu să ajungi campion național, dar nu este exclus. Nu poate să îi îngrădească nimeni această oportunitate. Avem o promisiune că cel puțin în anul acesta se fac demersuri ca șahul să fie disciplină în școli. Ce știți despre asta? Federația ce face în acest sens? Ce promisiuni obține? Se poate implementa până la urmă sau este doar o promisiune pentru a ne duce cu vorba? Nu. Totul este foarte clar, stabilit. Evident că începând cu anul 2010, când Parlamentul European s-a exprimat în acest sens prin declarația scrisă numărul 50 de introduce a șahului în școli, în 2014 domnul ministru, care era atunci în funcție ministrul Educației Naționale, Remus Pricopi, a semnat un ordin de ministru prin care șahul a fost introdus în 500 de școli în România. Și la noi în Argeș avem deja 8 școli în care șahul este ca disciplină opțională, 4 sunt în mediul rural, 4 în mediul urban. În mediul urban 3 sunt în Pitești și o școală în Mioveni. Ar fi trebuit să se facă demersuri, lucru care se va întâmpla începând din toamnă. Să fie peste tot, dar repet, ca materie opțională. Vorbeam acest lucru. Dar este un început de care vă puteți lega, iar noi să sperăm că veți veni de la Pitești și veți face din nou aici, la Câmpul Lung, un club, așa cum s-a întâmplat acum 4 ani. Dacă nu în mod direct, poate pregătiți un om, un instructor, care să se poată ocupa de copii. Sunt foarte mulți copii la Câmpul Lung care doresc să practice acest sport, să joace șah și nu au posibilitatea. Nu toți pot veni la Pitești. Sunt unii care vin, spuneați și dumneavoastră, dar sunt puțini, din diverse motive. Fie că timpul nu le permite, fie că financiar nu-și permit părinții să se deplaseze cu ei la Pitești. Motive sunt, din păcate. Nu credeți că ar fi bine să găsim soluții astfel încât să venim noi mai aproape de ei? Eu ce pot să vă promit este că voi fi receptiv în continuare la orice solicitare,
încercând să avem un dialog cu persoanele care ar putea să construiască ceva sau să reconstruiască, și atunci deja am format, suntem 7 instructori naționali la nivelul județului Argeș. Din păcate toți sunt în Pitești, mă rog, unul mioveni, restul sunt în Pitești. Nu l-am mai luat în calcul pe domnul Mircea Părligras, pentru că încă nu s-a dedicat antrenoratului, ci am mai făcut așa niște colaborări cu un club din Statele Unite, dar și din alte țări, evident și pentru obținerea unor avantaje și financiare, că ziceați dumneavoastră, dar da. Până să vină, să revină la noi în Argeș și să se dedice, mai durează, mai este ceva. În câmpul lung se pot face lucruri, știu asta, am văzut și la alte, în alte domenii de activitate, copiii sunt inteligenți, sunt curajoși, sunt dezinvolți, sunt îndrumați de părinți. Am și eu foarte multe cunoștințe aici, nu sunt rupt de realitate ceea ce se întâmplă în municipiul Câmpul Lung, dar așa cum am spus, trebuie să, acum ne-am revenit din perioada mai puțin fastă, cea cu pandemia, putem avea un dialog să găsim soluții astfel încât copiii să aibă această oportunitate. Nu îmi vine să cred că un municipiu de talia Câmpul Lungului să nu aibă o secție de șah. Este, da, este chiar păcat. Peste puterea mea de a înțelege. Există posibilitatea să fie online? Să vă ocupați de ei pentru început? Eu personal nu pot, dar sunt instructori care se pot ocupa online, însă din ce am discutat și am ajuns și cu ceilalți specialiști din domeniul șahului, este bine ca un copil să vină să socializeze, să fie la club, să mute piesele, să învețe și niște metode psihologice, să privească adversarul, să înțeleagă. Sunt foarte multe. Să știți că în șah sunt întrunite foarte multe elemente incredibile, sunt și arme psihologice și... Haideți să vorbim și despre asta. Ați spus în repetate rânduri care sunt beneficiile pe care șahul le aduce unui copil. Care sunt calitățile pe care copilul trebuie să le aibă pentru a practica acest sport? Să vorbim puțin despre șah în sine și despre jucătorul de șah. Este, în primul rând, să vă alege, ce o să vorbesc doar un minut legat, în special pe cei mici, pe elevi, îi ajută enorm. Nu vreau să mă dau pe mine exemplu, sau cum s-a dat și Mircea. Eu, de exemplu, toate examenele vieții n-am avut niciun fel de trac și mă uit acum la elevi, deja am 2 foști elevi la șah, sunt studenți, sunt foarte ușor, au trecut peste niște examene, chiar și fiica mea cea mare sau toți șahiștii, nu s-a pus problema. Rata, țin minte acum ceva ani, rata de promovabilitate la bacalaureat de undeva 58%. Asta înseamnă în rândul șahiștilor 100%. Deci nu s-a pus problema ca vreun șahist să întâmpine dificultăți la proba de bacalaureat. Nu ai, se punea problema dacă ia peste 9,60, peste 9,80 sau peste 9, sau mă rog, aici undeva. La fel la examenul de capacitate. Înseamnă că șahul modelează niște caractere frumoase, dezvoltă capacitatea de analiză și sinteză, îi ajută pe elevi să ia decizii bune și contratimp, având în vedere că la șah ați văzut toate partidele oficiale se desfășoară cu ceasul de control, și ajută să identifice mult mai ușor oportunitățile în vederea eficientizării activităților cotidiene. Deci el trebuie să lucrează cu ipoteze, cu strategii. Deci cu ipoteze ce se întâmplă dacă. Ei tot timpul trebuie să aibă un răspuns la această întrebare. Evident și consecințele. Nu mai spun de conduite. Promisiuni la șah, piesa atinsă trebuie mutată. Așa e și în viață. Ai făcut o promisiune, trebuie să te ții de acea promisiune. Până la urmă șahul îi face pe copii mai inteligenți, le dezvoltă memoria și face să se ghideze după niște principii sănătoase de viață. Eu sunt fan convins, nu vreau să lansez acum un procent, că cei care au practicat șahul sunt niște persoane extraordinar de utile pentru societate, indiferent în ce domeniu își desfășoară activitatea. Dacă au rămas în domeniul șahului și sunt instructori, antrenori sau chiar jucători de șah, sau și-au dedicat viața unei alte profesii. Ofițer, profesor, medic, foarte mulți. Eu știu asta și știu că au făcut lucruri foarte bune. Și chiar mă pot mândri. Existând dovezi clare în acest sens, evident că mi-am format de plină convingere
La dumneavoastră s-a și demonstrat că sunteți și cadru militar și împreună cu această disciplină, cele două n-au făcut decât să fie 100%. Da, s-au îmbinat, am reușit să le îmbin, nu știu cât ai mai reușit. N-ați avut posibilitatea să vă pierdeți, n-aveați cum, când serviciul din partea jandarmeriei, când șahul v-a ținut pe linia dreaptă, clar. Să știți că șahul m-a ajutat întotdeauna să iau deciziile cele mai bune în viață. Deci v-a ajutat și în cadrul carierei enorm, militare? Enorm. Și invers? Pus, evident. Și în viață. Iată, contează deci, și... Enorm. Nu vreau să... Cred că nu știu ce aș fi făcut fără șah. Nu vreau să exagerez cumva, poate sunt și subiectiv. Asta vă place foarte mult. Ce spuneți dumneavoastră? Da, dar vorbeam și de forța educativă. De aceea noi lucrăm și prin prisma Federației Române de Șah. Avem acum un proiect 2022-2024, educație prin șah. Și o să vedeți că deja, probabil că ați mai și văzut și pe rețelele de socializare și mass media, atât locale cât și centrale, că se va promova. Și având convingerea că șahul este extrem de benefic, lucrurile stau foarte bine. În ce constă acest proiect? Doar o secundă vă mai am. În ce constă acest proiect? Ce anume vreți să faceți concret? Pregătirea elevilor, atât în cadrul cercurilor școlare, pe de-o parte, pe de altă parte, introducerea șahului și pregătirea prin casa corpului didactic din fiecare municipiu reședință de județ a profesorilor care sunt, chiar și eu v-am spus atunci în 2016, am avut vreo 62 de profesori la un curs la casa corpului didactic de la Pitești, pentru a-i forma, eu fiind și formator în acest sens, pentru a-i forma să poată preda șahul în școli, că aici a fost o problemă și un, să zicem așa, o mică piedică legislativă, așa cum v-am spus, nu poți să faci ceva să încalci legea și legea nu poți decât să o respecti în litera ei. Nu că am încălcat puțin legea. Nu. Ori ai respectat-o, ori ai încălcat-o. Și atunci, ca să fie respectată și legea, au trebuit desfășurate niște activități, au intrat acei profesori, predau în școli. Deci, încă o dată, șahul ca predat ca materie opțională în școli, cercurile de șah școlar, deja s-au desfășurat activități pentru mulțirea acestora, da? Să se sporească numărul, și organizarea de competiții școlare la nivel, pe lângă Olimpiada stabilită prin Ministerul și Ordinul al Ministrului Educației Naționale, să desfășurăm acele competiții de șah școlar. Șah școlar, atât individual cât și pe echipe. Pe echipe mixte sau echipe masculin și feminin. Și atunci deja, vă dați seama, ajungem la undeva la 80.000, 100.000 de elevi care vor participa la o asemenea competiție. Printre profesorii instruiți sunt și la Câmpul Lung? Vin și la Câmpul Lung? Nu. Nu și-au exprimat dorința de a participa sau nu au mai fost locuri? La care profesor vă referiți? Cei pe care i-ați instruit să predea în școli? Nu au fost la data aceea, v-am zis, e vorba de anul 2016, au trecut deja 6 ani, urmează acum să se facă o altă grupă. Da. De ce? În Câmpul Lung nu este nicio școală în care, gimnazială în care să fie introdus șahul. Nu și-au exprimat dorința. Înțeles, nu am înțeles și nu pot să fac niște afirmații. Da, ne vom interesa și poate la următoarea întâlnire vom afla dar, sau poate vom avea vești bune. Dar din partea Ministerului Educației Naționale sau a Federației Române de Șah există o deschidere fenomenală. Deci încercăm, probabil că ați și observat, noua conducere deja a Federației se implică total. Am avut câteva discuții foarte constructive cu Monica Anisie, președintele Comisiei de Șah Școlar și Tinere din Parlamentul României, cu Sorin Câmpeanu, Ministrul Educației Naționale, președintele Comisiei Federative Teodora Velea, președintele Comisiei Federative de Șah în Școală, din cadrul Federației, care este primul doctor în șah din România și se preocupă în permanență să găsească cele mai bune soluții și să promoveze șahul și în mediul școlar, nu numai cel de cluburi de șah. Și atunci cred că se pot realiza aceste obiective. Dezideratele noastre sunt clare, este cer că e benefic să fie așa. Acum rămâne să găsim mijloacele și pârghile necesare să ne atingem aceste obiective. Măcar avem speranța. Vă rog, v-am amânat destul. Da, cu beneficiile șahului vreau să vă spun că pe mine m-a ajutat în mod personal, m-a ajutat foarte mult la învățătură. Am obținut rezultate mai bune la școală, la facultate, am făcut finanțe bănci.
Mai ales la examene m-a ajutat. Unde nu v-a răpit din timp? Pregătirea pentru șah și pentru competiții nu răpește din timp? Unde erau teste grila, am obținut rezultate foarte bune, m-a ajutat să învăț, dar într-adevăr mi-a răpit și din timp, pentru că e o consecință firească. Totuși am reușit să-mi împart timpul între șah și studii și mi se pare că rezultatul a fost unul bun. Ați participat la numeroase competiții în afara țării, după câte observ aici, foarte multe, în ani repetați, zic, în 8 olimpiade, ați avut în Slovenia în 2002, ați mai avut în Italia 2006, în 2008 în Germania, în Turcia 2012, în Norvegia 2014, 2016 altul, 2018 Georgia și așa mai departe. Chiar și în 2020, da, ați participat la Olimpiada Online. Iată din nou timp pe care l-ați alocat acestor pregătiri înainte și participări, da, după. Cum s-au împletit toate acestea? Cum au fost aceste perioade? Deci este o onoare pentru mine să reprezint România pe plan internațional. Mi-a făcut deosebită plăcere să joc fiecare dintre aceste olimpiade. Pe lângă olimpiade, deci într-adevăr am jucat 8 olimpiade, prima la Bled în Slovenia, unde după ce am ieșit campion național în 2001 la Târgoviște, am fost selecționat pentru echipa olimpică, a fost pentru mine un lucru senzațional. Am participat și în timpul pandemiei la Olimpiada Online, acum urmează să joc în Chennai, în India, la Olimpiadă. Pe lângă Olimpiadă am jucat și am mai participat și la Balcaniadă, au mai fost Olimpiadele sunt odată la 2 ani, în timpul când nu e Olimpiadă este campionatul european pe echipe, am participat și la multe campionate din aceste europene pe echipe. Tot timpul pentru mine e ceva deosebit când joc pentru România, când joc pentru țară, încerc să mă pregătesc și să dau tot ce e mai bun în aceste competiții. Este acolo vârful, acolo vrei să ajungi, vrei să arăți că România este în top în șah și normal că joci contra jucătorilor de top din alte țări. Este un lucru incredibil pentru mine. Cel mai mare elo a fost în 2019, 2657 de puncte, e adevărat? Până acum sau l-ați depășit? Sau? Încă nu. Pe viitor am planul să-l depășesc. Am deci fost aici sunteți acum. În 2019, într-adevăr, am fost timp de mai multe liste elo, în prima sută de jucători din lume. Între timp am mai scăzut, a venit și pandemia când nu am putut să particip la competiții, dar acum am... Poate și scădea? Adică nu rămâneți cu punctele acolo luate? Nu, no, participare, da, dacă nu joci bine. Poate să scadă mult mai ușor decât să crească. Păi, cum a crescut și el, a luat de la alți adversari punctajul. Am înțeles, da. Și când pierdești, cineva ia. Evident. Da, unul ia, altul pierde. Și da. La remiză, să zic, poate să rămână pe acolo, dar... Deci, din experiență, se câștigă mult mai greu punctele, pentru că trebuie să arăți un rezultat deosebit, dar e mult mai ușor să scazi, pentru că dacă ai prins un concurs mai prost, îți pierzi motivația și când scazi, atunci poți să pierzi multe punctele. Dar, revenind la asta, aș dori din nou să ajung în top 100 în lume, și să-mi depășesc recordul personal de 2657. Eu sper că într-o zi să trec chiar de 2700 la ELO. Asta e visul meu și sper să se realizeze cât mai curând. Când este posibil să fie asta? Păi nu am de gând să aștept toată viața. Noi ce să așteptăm? Dacă, da? Da, vă dați seama ce înseamnă 2700, că deja
2700. Da. Trebuie să parcurgă mai multe competiții de unde să ia aceste puncte ca să ajungă. Nu, asta am înțeles. Am înțeles bine, măcar să fie și o colecție învățată de aici. E un alt nivel, 2700 deja, și nu vreau numai să ajung acolo, vreau să mă mențin cel puțin o perioadă de timp la 2700. Ce este mai greu, să ajungeți acolo sau să vă mențineți? E mult mai greu să te menții, mi se pare, pentru că trebuie să joci bine în mod constant. Ca să ajungi, trebuie doar să... Trebuie să prinzi o perioadă de turnee, mai multe. 4 turnee. Să prinzi o perioadă, așa să zic, un an, când joci foarte bine. Da. Și îți crește elou. Dar ca să te menții, trebuie atunci să joci în mod constant bine. V-ați cunoscut la competiții sau a fost cumva elevul dumneavoastră? Sau... Nu, nu. Ne-a legat doar o prietenie, pentru că destinul ne-a separat cumva. Eu am plecat la facultate la București, l-a rămas în Pitești la facultate, și mai mică vârstă decât mine, și n-am reușit. După aceea el a avut o ascensiune bruscă, a depășit pragul de 2000, în 2002 deja era mare maestru internațional după Olimpiada de la Bled, și atunci era foarte greu. Deci, practic, a trecut așa ca un... V-a salutat și a văzut de drum. Și a văzut de drum și gata. Important este că nu a uitat de unde a plecat și că ați rămas prieteni și că împreună vreți să mișcați lucrurile. Și... Evident că nu. Și asta contează. Mulțumesc că e un mare lucru să nu... A rămas același om modest, cu bun simț, politicos, receptiv. Extraordinar de calm. Și sper că vă văd un pic mai aprins, dânsul e mult mai calm. Sper să promovăm șahul aici sper să promovăm șahul aici în Pitești și în județul Argeș. Și în Câmpul Lung. Și în Câmpul Lung, chiar îmi doresc. Și aștept, dar nu de pe o zi pe alta, dar sper să se poată realiza acest lucru, pentru că atunci când veneați aici și ne-am întâlnit acum câțiva ani, înainte de pandemie, e adevărat că au fost și lucruri bune și mai puțin bune în această pandemie în ceea ce privește șahul, că spuneați că ați avut și competiții și antrenamente online, dar atunci erau copii dornici, se bucurau că veniți aici, că îi pregătiți. Acest lucru nu se mai întâmplă și mulți dintre ei chiar suferă, chiar își doresc să-și rea antrenamentele. Și poate reușim într-un timp... Sunt convins că se vor îndeplini niște deziderate. Îmi spuneam Mircea când veneam la dumneavoastră în emisiune că, bă, dar ție veneai de la Pitești la Câmpul Lung, îți era greu așa, că pedeai o oră dus, o oră întors, practic 2 ore din viață. Ce te determina să faci lucrul ăsta? Păi, mă determina entuziasmul copiilor, bucuria lor să mă vadă, să afle, să-și însușească metode, procedee tactice, elementare, complexe. Ce înseamnă cu atac liniar, atacul grupat, atac în razie, ce le povesteam și, evident, legende, și mai povesteam de câte un mare maestru, ce mai făceau și ei câte o snoavă, așa să zic, câte o glumă și se bucurau. Chiar și acum la Pitești am avut o competiție și au venit vreo 60-70 de copii, mă uitam cum îl priveau pe Mircea. Ne-a spus, băi, este cel mai bun, este campionul României. Aici la noi, deci nu trebuie să alergi cu trenul, cu mașina. L-aveți aici, lângă voi. L-avem aici, nu l-avem mereu, pentru că el pleacă, se pregătește și e foarte importantă pregătirea. În momentul în care vrei să ajungi la 2700, asta înseamnă să fii deja un top 10 al planetei. Nu oricine ajunge acolo, dar sperăm din toată inima, eu am convingerea, și sper să vină și alții peste 7, 8, 10 ani, pentru că îți trebuie timp. Nu poți așa, cum zicea și Mircea și alții mari maestri s-au exprimat, nu poți într-un an că nu poți să faci 9 puncte din nou, e aproape imposibil. Da. Nu a existat, nu cred că a fost bun. Mi-ar plăcea să văd, să fiu prezentă și la o competiție, poate la Pitești, când veți organiza ceva sau în zona noastră, să luăm parte și la o competiție, să văd exact așa pe viu cum se desfășoară. Da, cred că este interesant să fie acolo. N-aș vrea să rămân singurul mare maestru din Pitești, din județul Argeș. Mi-ar plăcea ca în județul Argeș să mai apară un maestru internațional sau, de ce nu, încă un mare maestru pe viitor sau mai mulți. Doamne ajută! Se includ și persoanele de față? Pot fi incluse? Nu. Sunt situații când se exclud și situații când se includ. Ne așteptăm la... Eu nu o să mai... Am dedicat în totalitate inițierii copiilor. Nu o să mai joc așa sporadic, dar sperăm dintre juniorii care avem. Pe care aveți. Și fata dumneavoastră, așa cum spuneați, poate o să cunoaștem și pe ea într-una din edițiile noastre.
eu îi tratez pe toți la fel și merge la fel. Cei care au dorința și ambiția de a ajunge undeva sus pot veni cu dragă inimă și sprijin. Nu cred că un telefon sau un mesaj trimis o să-i închidem telefonul. Niciodată. Asta am promis-o și am și demonstrat în ultimii 10 ani și de când mă ocup și de inițierea și îndrumarea copilor ca instructor sportiv sau ca organizator, cred că tot timpul eu m-am ținut de promisiune. Cum este și în șah, m-am învățat. Da, se vede, și, se vede asta în tot ceea ce ați făcut. Ce urmează pentru perioada pe care o mai avem până la sfârșitul acestui an să se întâmple în șah? O să am multe competiții. Primul turneu este Campionatul Franței pe echipe, după aceea mai urmează niște... O să mai joc un weekend în Campionatul Marii Britanii pe echipe. După aceea, probabil, urmează cantonamentul înainte de Olimpiadă și, în sfârșit, la sfârșitul iulie, Olimpiada de șah în Chennai, în India. Iar după aceea vreau să particip la concursurile de Grand Prix. Anul acesta în România se organizează un Grand Prix. O să fie 5 concursuri de Grand Prix. La primele două nu pot să particip. Unul a fost deja, următorul o să fie la Târgu Mureș, dar nu pot să particip. Sper să particip la următoarele 3 și să mă calific în finala de Grand Prix care o să se joace la sfârșitul anului. O să mai fie Superliga, adică cea mai înaltă divizie la șah, unde sper să câștige echipa mea. Iată o perioadă destul de plină, de aglomerată. Da, am foarte multe competiții. Sper să, și ne dorim foarte tare, îți dorim succes și să fie încununată cu rezultatele pe care le aștepți. Vă mulțumesc! Ce se va întâmpla la... Mircea este legitimat la CSU ASE București în acest moment, pentru că acolo are un contract. Așa cum a spus, are posibilitatea să joace și pentru echipe din afara țării, cum este aici fiind vorba anul acesta de Franța și Marea Britanie. Se poate, îi ajută și pe ei să câștige niște medalii. Este plătit, că ziceați dumneavoastră. Este plătit, totul singur, se rezolvă și la o remunerație financiară. Dar noi toți suntem mândri că echipa din Franța va câștiga ajutată de un român. Evident. Dar și ca să te selecteze, să joci acolo, totuși e o mândrie. Când vine să te curteze, domnul Mircea, puteți să jucați, să vă vreți să jucați în Franța, mai ai și o ofertă din Marea Britanie, mai ai și o ofertă din Norvegia, mai ai și din Germania, adică... Înseamnă deja... că ei sunt recunoscute foarte bine. Da, meritele, eforturile, rezultatele. Dar este un lucru bun. Șahul modelează caractere frumoase atât la nivelul de copii, cât și de seniori. Să știți că noi știm să mai și glumim, știm să fim și serioși, dar nu o să fie niciodată cu nasul pe sus. Că cineva îmi spunea, a venit Anatolii Karpov, a venit nu știu care mare maestru internațional și n-a vrut să-mi dea autograf. Sunt și situații de astea, sunt cazuri izolate. Nu cred că un mare maestru internațional pentru ce ar refuza să ofere un autograf. Mă rog, se poate pot crea nu avea o tot zi fel bună. De... Poate și era... asta e posibil. Dar nu o să-l vedem niciodată noaptea. Pe Mircea până la dâns bătrâneți. Asta va... Vă pot asigura că el așa va rămâne tot timpul, vom discuta ce putem să mai facem pentru viitorul copilor. Noi ușor, ușor, eu cel puțin o să merg, să mă retrag din cariera șahistă în următorii 10 ani. Mai stau 10 ani totuși, de ce nu pot să mai fac niște lucruri bune. În viitor, așa cum am spus, avem finalele naționale și noi pe echipe mixte de juniori, ne axăm doar pe juniori. Eu nu știu dacă voi mai participa la niște competiții. Organizăm în continuare, acum avem la București, chiar la Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Adelina, soția mea, care și ea este arbitru, vom arbitra acolo un concurs de șah pentru copii, mici șahiști, cu toate cadrele din Ministerul Afacerilor Interne, poliție, jandarmerie, poliție de frontieră, pompieri și așa mai departe. Pe 1 iunie avem și la Pitești organizată o competiție pentru copii, doar pentru cei din Pitești. Și în viitor avem două competiții internaționale, Vara Șahistă Piteșteană, care deja a ajuns la ediția a treia, și Cupa Nou Regat, care deja este la ediția a cincea. Două turnee puternice. Anul trecut au fost, chiar dacă era stare de alertă, au fost reprezentanți din 5 țări. Anul acesta sperăm să se mai... Dar nu asta este important, pot veni și senior și junior din toată lumea,
cum au mai fost organizate, federația s-a implicat foarte mult și au sprijinit cei din conducere cluburile mai mici, cum ne constatam noi deja acum, având pepinieră și văzând că am mers cu șapte echipe la Covasna, un lucru fără precedent, niciun județ n-a avut așa ceva. Asta nu face altceva decât să ne bucure și să demonstreze că suntem într-adevăr un centru de juniori și o să obținem și noi, că sunt și acolo niște punctaje și la noi, cei care sunt centre au anumite beneficii, anumite, dar despre acest lucru sunt și unele detalii tehnice și care privesc strict de regulamentul Federației Române de Șah. N-aș vrea să intru în amănunte, că poate data viitoare vă spunem mai multe, că oricum timpul s-a dus, dar mi-a făcut mare plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră și îmi pare rău că trebuie să încheiem, pentru că este o discuție frumoasă, constructivă și ar trebui continuată pentru a aduce în atenția telespectatorilor tot ceea ce este important din șah. Pentru că, da, șahul este un sport care aduce beneficii. Nu numai din ceea ce mi-ați spus, acum chiar m-ați convins, dacă poate aveam cumva o urmă de îndoială, ceea ce nu exista, acum m-ați convins. Vă mulțumesc frumos! Să știți că, să mai fac încă o mică paranteză, numai eu am făcut afirmații despre șah, ci și personalității, da, și ale planetei. Voltaire a spus că șahul face cinste spiritului omenesc, sau Goethe că șahul este piatra de încercare a inteligenței umane. Nu mai vorbesc de Mendeleev. Și de când se joacă șah. De... Da, de dacă am luat, de ani. Am putea face odată o prezentare a istoriei șahului, pentru că mie mi s-a părut foarte interesantă. Da, acum este pornit, redundanță și pe mediul online se pot vedea tutoriale mici. Sunt puțini care caută, să știți. Cei pasionați cu siguranță caută. Eu acum vorbesc de cei care nu sunt pasionați, care poate ar dori să vină, dar încă mai au nevoie de un imbold. Și noi am putea fi cei care să facem acest lucru. Ne auzim. Vă mulțumim pentru invitație. Am fost mândri că ne-ați invitat și vom mai reveni. Cu siguranță nu scăpați. O să... Și îi salut și pe telespectatorii dumneavoastră și să nu uite să îndrume copiii către șah. În momentul în care va avea unde să intrăm aici. Da, să solicite și dacă vor fi mai multe solicitări, de ce nu? Poate că un club de șah va fi deschis și la Câmpul Lung. Important e să fie dorință. Așadar, Cristache Toculeț, președintele Clubului de Șah Noul Regat Pitești și președintele Comisiei de Presă și Comunicare Fereșah. De asemenea, în studioul nostru a fost și Mircea Pârligras, mare maestru internațional, titlu acordat de Federația Internațională de Șah după Olimpiada de la Bled. Vă mulțumesc frumos pentru prezență, succes la toate competițiile și sper să depășiți cele 2700 de puncte cu ușurință, să le și mențineți. Toate cele bune vă doresc! Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, la revedere! Și dumneavoastră vă doresc o după amiază minunată, ne revedem curând!